Da. Așa, dar există și leacuri care ne le dă natura și ceea ce e foarte important. Există o rețetă, să-i spunem noi așa, mai universală într un fel, pentru imunitate, pentru tot ce înseamnă vase de sânge, pentru tot ce înseamnă a îndepărta riscul accidentelor vasculare, ischemice și așa, așa mai departe. Există un leac foarte bun, inclusiv pentru a îndepărta celula, celule maligne. Deci, nu garantează nimeni ca să înțelegem. Facem tot ce este, ne este în putință, nu este scump ceea ce vă dau eu acum să faceți, ceea ce e foarte important să faceți pentru voi, pentru că indiferent ce faceți faceți doar pentru voi. Și așa, eu mi-am notat-o aici pe tabletică ca să nu o uit și că trebuie dată cu anumit gramaj și anumite ori. Păi de asta am și spus la început emisiunii să-și ia cei de acasă un creștin. Da, și, și să nu mă întrebe peste trei săptămâni ce am spus acum trei săptămâni da, în emisiune. Cam pentru greu, pentru că eu minte, da. uh, o să vă spun ceva, eu mi le șterg din memorie, eu, eu am învățat ca memoria mea să fie selectivă. Și atunci nu țin minte decât ce am nevoie pentru mine. Ce am dat informația, aia s-a șters și își vede de treabă. Ea trebuie să lucreze mai departe. Așa. Pentru că așa e normal. Luăm așa, șapte lămâi, șapte căței de usturoi, 500 de miligrame de, de, mili, de 500 de grame, de fapt, de miere, de albine, nu mă întrebați, miere de care, de cu... Miere. miere. Că nu contează zonă și ce e. Miere. Așa, 250 de grame de uh, ne, ne creștem niște uh, grâu încolțit. Cam 5 cm să aibă colț, mm -hmm. Punem grâu la încolțit. 250 de grame. Și îl lăsăm să crească, uite, atât. Uh, și 300 de grame de, de miez de nucă. Toate chestiile astea se amestecă în blender. Din cel, doar din cele șapte lămâi lăsăm trei deoparte. Pe care le stoarcem. Zeama, da? Zeama le de la stoarcem. Șapte... Nu, nu. Alea, altele, le tăiem, le punem cu tot cu coajă, cu tot cu... Le punem la macinată. Blender. Blender, în blender. Punem totul, toate cantitățile astea. Le punem în blender. Și zeama de la trei lămâi, că doar trei le punem deoparte de și luăm numai zeama pe care o punem acolo. Această cantitate o punem într-un vas steril. E bine să fie steril, de sticlă. Nu umblăm cu linguri de fier în ele, doar cu tot ce înseamnă porțelan sau sticlă, sau mă rog, că există și linguri de sticlă, sau de porțelan exact. nu e o problemă, da. sau de lemn. A, așa, o lăsăm la frigider, se păstrează la frigider, nu în altă parte. O lăsăm la frigider trei zile să stea ea acolo neîmblat la ea. După trei zile începem să luăm din această, mă rog, masă, pe, masă pe care ne-am făcut-o noi. Uh, varianta este o, o variantă cu 30 de minute înainte de micul dejun dimineața. Se ia câte uh, o linguriță, două. Și seara, înainte de somn. La fel, câte o linguriță, două, din această Câte masă. zile, Lidia? Până terminăm cantitatea. Cantitatea durează, dacă stau să mă gândesc la lingurițe așa, durează cam 30 de zile. Mm. Chiar 45. Deci ca o și o cură de, de un medicament. Mm -hmm. Și e bine să o repetăm o dată la șase luni. Chiar dacă nu avem nimic. Este o imunizare, în primul rând, o imunizare a organismului. Păi, dacă ai, uh, ai nucă, ai miere, ai lămâie, exact. ai grâu. Exact, exact, nu? exact. Uh, pentru că uh, și am auzit că în curând uh, Institutul Cantacuzeno va prelua din nou activitatea. Sperăm, doamne, eu mă rog, mudre fac pentru chestia asta, pentru că uh, Institutul nostru făcea niște fiole din uh, suc de orz verde care erau o nebunie. Pentru imunitate. Pentru imunitate și erau era ca, ca și cum ar fi un Ijectabile, tratament Lidia? Uh, unele erau buvabile, erau buvabile de veica. 10 ml, erau buvabile și unele le aveam noi cantastim se numeau. Uh -huh. Nu, eu chiar vreau să-i fac reclamă. <laughs> nu că nu-i fac reclamă. Nu dar nu există. Canta Stim se numeau care erau injectabile, tot pe bază de suc de orz verde, care erau special pentru cat. Ca Bun. să știi ce minunea ții făcea. Păi, poate cine știe, începem să facem din nou minuni. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută. Încă deci eu, eu încă re... cred în minuni și în oameni buni. Deci... Exact așa. Această rețetă a ta este, încă o dată, să repetăm, pentru ce este, Lidia? Pentru îndepărtarea accidentelor vasculare, ischemice vasculare, infarcte. Tot ce ține de cardiovascular, curățarea vaselor de sânge. Tot ce ține de... Uh, cei care au, sunt sau sunt într-un tratament uh, cu citostatice pentru tumori. Uh, sunt, e foarte bună pentru, uh, pentru ochi. Ca să nu ca e, uitasem. Inclusiv pentru ochi. Și. Oricum, pentru imunitate. Aia e cel mai important. Chiar dacă nu, nu ne ajută la nimic, nu ne face rău, știi. Bun. Uh, leacul pe care l-a dat Lidia. Este foarte prețios, motiv pentru care dacă puteți să-l faceți, nici măcar, adică în afară de miere, care ar putea să fie un pic deci mai scumpă... Poți să-l să, să uh, repet cinci, încă o dată ai doar gramă mai, grame de miere ai zis, da? Hai să repetăm încă o dată gramajele, da, rog, ca frumos. să știi. 7 da. lămâi, din care în blender punem doar 4... Întregi. Întregi. 7 uh, căței de usturoi, acum nu mă întrebi, Am mici, mari. mari, normal, potriviți, cred și eu. 500 de grame de miere... Uh, 250 de grame de grâu yes. încolțit, grâu 5 cam centimetri. 5 cm să fie colțul, uh, și 30, 300 de grame de nuci. Yes. De și de la cele trei Zeama de la cele trei yes. lămâi. lămâi. Totul pus în blender, blender? făcut... Da. Totul amestecat, masa o păstrăm 3 zile la frigider, se păstrează numai la frigider și după 3 zile începem să consumăm din ea câte o linguriță două de ceai dimineața înainte de prânz, de micul dejun și seara înainte de culcare. Cam 30-45 de zile ține, asta este Cât din Dar mai este o variantă. Această soluție poate fi luată. Există și varianta pentru cei cu boli oncologice aparte. Deci aceeași masă, dar luată din două în două ore câte o linguriță, două de ceai. De asta mic.